Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Mereu încep vlogurile din mașină. Noi suntem în drum spre părinții mei. Este vineri și weekendul acesta este Paștele Ortodox. De Paștele Catolic am fost acasă. Weekendul trecut a fost ziua mea și am petrecut-o acasă, dar am zis de Paștele Ortodox să mergem la părinții mei. Eu nu am făcut nimic de Paște, nu am vopsit ouă, nu am gătit nimic și am zis că cel mai bine merg la mama, pentru că ea o să gătească ceva bunătăți și într-acolo mergem. Am trecut printr-un tunel. Dar avem o programare acum la 5:30, este 5:15. Merg cu Toma să-și facă ochelari acolo unde mi-am făcut eu data trecută și și-a făcut pentru astăzi o programare. Chiar sunt curioasă ce ochelari o să găsească. Au foarte, foarte multe perechi de ochelari și am zis că cel mai bine mergem astăzi. Mâine este sâmbătă, au program mai scurt și ne cam era teamă că nu o să ajungem din cauza traficului, dar ajungem la timp. Eu oricum nu prea sunt organizată, iar am început să mă pregătesc târziu. Când a venit el acasă de la muncă, trebuia să plecăm, dar eu nu eram gata și a mai durat încă o oră până am fost gata, așa că nu prea m-am organizat foarte bine, dar am reușit să mă pregătesc. Nu m-am machiat deloc, nici nu mi-am luat machiaj la mine, dar asta nu este important pentru că nu am neapărat nevoie de machiaj. Și weekendul acesta o să petrecem la părinții mei. O să plecăm duminică. Mâine avem de gând să mergem la o biserică ortodoxă să luăm lumină. Sper să fie ok. Am găsit-o pe internet. Sunt aici în umbră. Am găsit-o pe internet și cam la 20 de minute distanță. Nu am mai fost acolo până acum. Noi mergem la o altă biserică ortodoxă aproape de casa noastră. Și bine, aproape. Nu era deloc aproape, dar acolo mergeam. Dar aici, în apropierea părinților mei, nu am fost niciodată la o biserică, dar am găsit una. Așa că mâine seară acolo mergem, începe programul la 11, slujba, așa că vom merge acolo și nu știu exact ce o să mai facem. Cred că o să vopsesc ouăle cu mama, ea așa mi-a zis că încă nu le-a făcut, nu știu dacă le-a făcut sau nu. O să văd, dar poate le facem împreună și vă arăt și vouă ce a mai gătit ea și trebuie să-i dau și cadoul lui tata pentru că a fost ziua lui miercuri. Zilele noastre de naștere sunt la 3 zile distanță, a mea este pe 17, a lui tata pe 20 și trebuie să-i dau cadoul. Vreau să venim înainte de ziua lui, dar am zis că cel mai bine venim de Paște. Așadar, sper să-i placă cadou și acum v-am zis, ne îndreptăm spre magazinul cu ochelari. Închide la 6:30, așa că sper să nu ne ia mai mult de o oră. Oricum, Toma se hotărăște mai repede decât mine. Mie nu cred că mi-ajunge o oră să mă hotăresc la ochelari. Și după ce terminăm acolo, mergem la părinții mei, așa că ne auzim mai încolo. Thank you.
prima mea. Deschide. Kein Whisky. Dieses Mal nicht. Au bagajul plin de cartoane. Stimmt. Von meinen Eltern. Danke. Davidov, das ist gut, danke schön. Mehr. Das ist keine Ahnung. Jetzt. Wireless Speaker. Danke schön. Dazu bin ich mal emotional. Vielen Dank. Jetzt kommt der. Wow. Über unseren Weihnachten. Weihnachten. Hai, deschide. Ce? Păi, că alea, cutiile alea, să vezi. Ma. Ești cu lumin? Dar tu ai voie să asculti muzică la servici pe deasupra? Nu aveți acolo muzică? Ea are muzică. Mi-a plăcut, ea ești cu lumini, dar trebuie să vedem cum funcționează. Asta e pentru bicicletă, poți o agăci la bicicletă, dar tu n-ai bicicletă, așa că... Acesta e cablul de alimentare, de încărcare? Mm-hmm, cred, da. Aha. Și ăsta e să stea undeva pe... Da, nu știu, pe... În baie, poți să pui, e și rezistentă la apă, ne e jos, acolo, uite. Cu sos în ele, că le mai încălzești la tine. Aaa, ca să puje. Puje de aia, da? E și rezistentă la apă, așa că... Hai, mă! Un duș, poate. La duș. Oro? Cântă la ureche. Cum ar trebui? Da. Das ist, wenn Nord, Süd, West. Ok, danke schön. Ce este? Vrei să-ți arăt ce am primit ieri cadou de la Laura? Când l-am văzut, ulei! Super! E deja folosit jumate. Păi da, zic că deja l-ai folosit. Hätten wir dann so 10 kg Mehl kaufen sollen. Sticlă, ca să nu mai zici că bei din alte sticle. Ca să bei apă. Un litru Pepsi. Jumate? Nu, nici nu bea Pepsi, nu mai bea. Și acum? Și închizi, are și închizătoare, că dai am sus. Am văzut, am văzut. Aici țac. Vreau să-ți mă rămân o șeie cu un sus. Da, eu cum. Warum? Și are vită print. Hei, are stricurătoare? Da, dacă vrei să bagi fructe. Fructis? Lămâie! Cum-i pe alchen? Cum-i pe alchen? Și astea de ce mi le-ați adus? Coca, marihuana. Pentru pat. Păi și șurubunile. Îți place? Ecstasy. Ia. Vielen Dank. Super. Ja, danke schön. Bună, astăzi este sâmbătă. N-am mai vorbit de ieri cu voi.
apoi am fost cu Toma să-și facă ochelari, am găsit o pereche foarte frumoși, dar n-a făcut nicio poză. Trebuie să așteptăm 2 săptămâni până sunt gata. Mi s-au părut destul de scumpi, dar au fost în rate 500 și ceva de euro cu sticlă foarte, foarte bună, rezistentă la praf, la zgârieturi și ramele de ochelari au costat ceva și am ales să luăm în rate. După aceea a durat ceva, am ajuns cam pe la 7 acasă, am stat acolo o oră 10 minute. După aia am ajuns la părinții mei, am dat cadoul tatălui meu, i-a plăcut mult. După am mâncat ceva și m-am uitat la un serial turcesc pe Happy, Vis de iubire, îmi place foarte, foarte mult și abia aștept să vină joi să mă uit la el. Și acum am ajuns în Uhingen, vrem să mergem la un magazin turcesc, Schnäppchentüte, tot felul de chestii găsesc acolo și la un preț mai scăzut, zic eu, nu știu, tot ce vrei pentru bucătărie, decorațiuni, o să vă arăt și vouă. Am fost data trecută cu tata și am văzut niște chestii interesante și acum sunt cu Thomas și am zis să-i arăt și lui magazinul ăsta. Acum am ajuns, acolo este, nu știu dacă vedeți, acolo este. Așadar, acolo mergem și probabil o să mergem și la dinner, să ne mai uităm puțin la flori. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay, it's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay, it's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. Mi-am luat din Denner, sunt în Vitalia,
foarte, foarte multe flori acolo. Nu știam ce să aleg. Oricum nu vreau să-mi iau de data asta foarte multe flori pentru balcon. Mi-am luat din Aldi, erau la reducere. O să vă arăt ce flori mi-am luat pentru balcon, pentru că nu țin și de fiecare dată, în fiecare an, le arunc. Și am zis că de data asta nu o să mai iau atâtea. Mi-am luat doar câteva, o să rămân doar la aceasta. Și nu mai știu ce mi-am mai luat. Mi-am mai luat tot așa una, dar nu am dat mult pe ea, tot o floare. Mi-am luat două de agățat, geranium. Mihai, sunt ei, mama va zic că aveai geranium. Petunien. Și petunie, cred că se numește în română. Și cam acestea vor fi florile mele pentru balcon. Nu vreau să dau foarte mult pe florile din balcon, pentru că anul trecut am luat foarte multe și nici nu am stat în balcon pentru că a plouat mereu și a fost frig. Și o să vă arăt și ce am luat din Action și din celălalt magazin. M-am filmat puțin, foarte, foarte aglomerat, multă lume. Și nici nu puteam să mă uit, nici nu puteam să filmez, dar am luat câte ceva ce aveam eu nevoie. Dar o să vă arăt acasă. E așa că e foarte frumoasă. Acum mergem la Obi, vrem să ne uităm de mai multe lucruri și pentru bucătărie, pentru că o să renovăm bucătăria și de aceea am venit aici să ne uităm dinainte. Își face și Thomas o idee de prețuri, de ce trebuie să cumpărăm, și eu o să mă uit la flori. Vreau să-mi iau un ghiveci și cred că pământ de flori. Hai să văd ce găsesc. Noi suntem din nou în mașină, mergem spre biserică. Am luat-o și pe mama cu noi și mergem să luăm lumină, mergem în Esslingen. Este prima oară când mergem acolo. Nu știu cum o să fie și ce o să fie, dar știu că este slujbă de la ora 11, acum este 10:30 aproape. Și am ieșit pe autostradă, oricum o să vă zic cum a fost, nu știu dacă o să pot să filmez de acolo, dar o să vă zic cum a fost. Și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din ți-a plăcut mini slujba? Da. Păi întoarce-te și spune-mi.
Cum a fost? Foarte mult, mi-a plăcut. A fost scurt preotul, dar cine mai stă scurt, până la preotul? Scurt, dar cuprinzător. Scurt și cuprinzător. Da, am luat și, și lumină. Doamne ajută, ne ducem să-i ducem și lui doamna Silvia. Și ce ai zis mai devreme, s-a meritat să venim până aici? Da, a meritat. Păi să mai vii. Când mai sunt slujbe, ai văzut că e drăguț înăuntru, ai unde să stai jos? Da. Nu? Mm-hmm. Și nu cred că vin în fiecare zi oameni. Da, bănci frumos, curat. Da, mai venim. Bine că știm acum, nu? Venim în fiecare Paște. Că până acum n-am fost nicăieri să luăm lumină. Când n-am fost aici. Nu. Cred că n-am știut. Am crezut că e cam departe. Acolo da. La voi e departe. Poate că nu era. Nu știu dacă erau înainte atâtea da. Biserici ortodoxe. Era una spre Stuttgart, au zis. Dacă spre Stuttgart, au zis. Nu știu. Dacă erau și înainte când am venit noi atât de multe. Sau poate nu... Nu știam noi. Și acolo unde am parcat noi este o petrecere. Acum merge direct să sărbători. Mergem și noi. Cu șunelist. Is that in house sau in club? In house, da? Mergem acum a ciocnim ouă. In club? Haim, in club. Ce ai zis? Gehe zu Hause. Thomas, Essen, Essen. Cioc cioc aie. Cioc cioc aie. Cioc cioc aie. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hai. Iulie a post. Hai. Trebuia pus în cuișanc. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Te-a spart. Oh. Tu, Hristos a înviat zi. Cum? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mi-a spart. Hai, domnule Valentin. Încă o dată. Hristos a înviat. Adevărat. Ah, m-a spart. Oh. Bună din nou, astăzi este luni și mi-am dat seama că nu am făcut încheierea acestui vlog pentru că ieri, duminică, nu am mai filmat deloc, nici nu am făcut ceva extraordinar. Am stat acasă cu părinții mei, am mâncat o grămadă de bunătăți, ce se mănâncă de Paște, drop, salată de beof, am ciocnit ouă și seara m-am apucat cu părinții mei să facem acel recensământ, mi-a luat ceva. Mi s-a părut o prostie, dar nu vreau să mai îmi amintesc, pentru că nu știu cât am stat, 2 ore să răspund la toate întrebările alea. Da, nu a fost o activitate prea plăcută de duminică și nici de Paște, dar trebuia să îl fac și am profitat de ocazie, pentru că eram împreună și... A fost mai ușor decât să vorbim la telefon. V-am promis că vă arăt
și mi-am cumpărat de la acele magazine turcești. Eu zic că sunt turcești, Action cel puțin este turcesc, celălalt nu știu sigur, dar posibil. Nu contează, mi-am luat câteva lucruri și sper să nu uit, să nu fi uitat ceva, dar eu cred că le-am pus pe toate aici. Să încep cu aceste protecții pentru tigăi. Încă nu avem tigăile, bine, avem unele, dar sunt destul de vechi, nu prea le mai trebuie protecție. Și am zis că vrem să luăm niște tigăi noi și am luat protecțiile. Au costat 2,50 €. Am luat eu o hârtie pentru cadouri. Nu știam ce model să iau, nici nu vreau să iau ceva foarte încărcat și am luat-o pe aceasta. Și să se potrivească, am luat și această sfoară, cred că o să arate foarte bine cadourile. O să mai am nevoie pentru ziua soțului meu. Am luat niște bețe pentru frigărui, dar eu o să le folosesc pentru testat prăjiturile. De obicei fac asta cu scobitoarea, dar este foarte mică și nu prea mă ajută. Și m-am gândit că astea vor fi perfecte să încerc chipul sau atunci când fac un tort. Să încerc blatul. Și tot legat de prăjituri, am luat aceste farfurii. Sunt din hârtie pentru atunci când vreau să dau cuiva prăjitură. Nu aveam deloc ce să pun decât să îi dau o caserolă și după aia să-mi aduc înapoi. Mai bine îi dau într-o hârtie din asta de hârtie și stă și bine. Pot să învelesc cu folie din aceea de plastic și totul este mult mai ok decât să bag în folie de aluminiu sau mai știu eu cum. Mi-am luat niște palete, așa arată, sunt pentru prăjitură sau le pot folosi în orice oală, pentru că nu prea vreau să dau cu lingura în oală pentru a nu o zgâria sau în tigaie și m-am gândit că sunt foarte bune, o să le folosesc și la prăjituri. Am nevoie și pentru robotul meu în care fac prăjituri, are un castron din inox și nu vreau să folosesc o lingură din inox pentru că l-a zgâria foarte tare, așa că astea sunt perfecte, sunt 3 bucăți și le pot băga și la mașina de spălat vase, super, nu mai știu, au costat 1,50 €. Am luat și un scotch, tot pentru cadouri, nu știu unde l-avem pe al nostru, cu acest mecanism de tăiere, este mult mai rapid decât să tai cu foarfeca. Am luat niște suporturi pentru pahare, mi-au plăcut mult, sunt așa simple, din bambus. Arată drăguț. Nu știu unde să le pun, dar mi-au plăcut și le-am luat pentru că aveam unele urâte și oricum, cred că se potrivesc foarte bine și aici în sufragerie. Și Tomaș a luat Haribo cu cola. Mie nu prea îmi plac geleurile de la Haribo. Nu prea mănânc. Și cred că din v-am arătat că am fost și în nu mai știu dacă v-am zis că am fost și în Obi, unde are și plante și de acolo mi-am luat pământ de flori și două ghivece.
așa sunt simple și au un model foarte drăguțe. Nu au fost mult, cred că 7 euro 1. Mi s-a părut destul de avantajos la preț. Sunt dintr-un fel de ceramică. Vreau să iau inițial din plastic, vreau să iau unele ieftine, albe, simple, pentru că am foarte multe plante. Și bineînțeles că îmi trebuie și foarte multe ghivece, foarte mult pământ, și ghivecele nu sunt atât de ieftine. Nici nu știu câte plante am, pentru că nu le-am numărat, dar să pun un ghiveci care să arate bine la fiecare plantă din din ceramică sau alt material, sunt destul de scumpe și dacă v-am zis vreau și un anumit design, da, și la câte plante am încerc și eu să le schimb așa pe rând și într-o zi o să reușesc să am la toate niște ghivece frumoase, dar am luat două așa și pământ de flori, v-am zis, pentru că cresc foarte repede florile, nu prea reușesc să am flori mici, plante, mereu cresc și trebuie să le găsesc mai mult loc, să le găsesc un ghiveci mai mare și vreau să vă mai arăt un cadou, un cadou pentru ziua mea. Este de la mătușa și verișoara mea și am zis să vă arăt și vouă ce am primit. Am aici o bluză, o cămășuță foarte, foarte frumoasă. De fapt este o bluză, doar aici sus are nasturi. Se poate face și cu o mânecă mai scurtă sau cu mânecă mai lungă. Este super pentru blugi. Îmi place foarte mult și este așa light, perfectă pentru vremea de afară. Mai am aici o bluziță roșie, asta este mai de vară așa. Nu are mâneci și este destul de lungă. Ar merge cu niște colanți, dar merge și la blugi și la pantaloni scurți sau niște colanți negre ar veni foarte, foarte bine. E cu floricele și are aici un decolte în V și asta îmi place foarte, foarte mult, se vede super pe mine. Este un tricou, dar îmi place. Și mai am un gel de duș cu cocos, miroase foarte bine, cocos și mango. Nu știu dacă l-am încercat până acum, nu mai mi-aduc aminte, dar miroase bine. Mai am aici un spray de corp sau apă de corp cu miros de cocos. Un deodorant de la Rexona și eu folosesc Rexona, sunt foarte bune. Mai am aici o perie de la Tangle Teaser. Eu nu am încercat niciodată perile acestea, dar le-am tot văzut prin DM. Îmi place foarte mult, este așa micuță și cred că se curăță foarte bine pentru că este toată din plastic. Dacă vrei să speli peria, imediat se spală și se usucă, spre deosebire de celelalte care trebuie să le lași o zi, două să se usuce. Mai am aici o ciocolată vegană, foarte, foarte bună ciocolata asta, nici nu zici că e vegană, de asta îmi place foarte mult. Aici mai am un ceai de la Cooper și niște cercei foarte, foarte frumoși. Uitați, așa arată. Îmi plac super mult. Zice aici că sunt placați cu aur.
și au pietricele din zircon. Și ultimul lucru este acest cufăr micuț. Încă nu m-am gândit unde o să-l pun, dar poate în bucătărie, poate aici în sufragerie, să văd unde arată mai bine, unde se potrivește. Îmi place mult și pot să depozitez ceva înăuntru. Dar v-am zis, mai întâi să văd unde îl voi pune. Poate va arăta bine în bucătăria mea nouă, nu știu. O să văd. Și cam acesta a fost cadou. Îmi place foarte mult și vreau să le mulțumesc încă o dată și aici. Și eu aș vrea să închei aici videoul acesta. Vorbesc de ceva timp, dar am zis că vă arăt ce am cumpărat și asta am făcut. Eu sper că v-a plăcut acest vlog. Nu știu dacă va ieși un vlog lung sau scurt, nu știu cât am filmat, dar mie mi-a plăcut să petrec Paștele la părinții mei. Bineînțeles, am avut mâncărică bună, eu nu am făcut nimic pentru Paște, dar știam că va face mama. Și a fost frumos și la biserică, nu știam la ce să mă aștept, pentru că este prima oară când am mers să iau lumină aici în Germania. De când sunt aici nu am mers niciodată, pentru că nu cunoșteam nicio biserică, dar am căutat pe internet. Am găsit acea biserică aproape de noi și am zis să mergem acolo, a fost ok, am luat lumină, am făcut ce am vrut să facem, așa că a fost super. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă aștept și la următorul video. V-am pupat pe toți, pa, pa!